Bruxelles. Chiar în această dimineață, la începutul ședinței de guvern, l-am văzut împreună pe Marcel Ciolacu, având o reacție despre aceste vizite și vă propun și dumneavoastră să vedem declarațiile făcute de Marcel Ciolacu și revenim mai apoi la discuție. Premierul României și miniștrii din guvernul României nici nu îngenunchează, nici nu se proconesc și nici nu execută ordinele nimănui. Avem un dialog normal cu Comisia Europeană care vizează închiderea anumitor jaloane din PNRR. Vizitele de la Bruxelles au rolul de a obține lucruri concrete pentru țară și pentru români. Aceasta este fișa postului a miniștrilor și a primului ministru al Guvernului României. Ipocriții care stau câteodată cu mâna întinsă după voturi, să-și aducă aminte ce reforme și ce jaloane au trecut în PNRR. Când au zis că vor fi scoase excepțiile din codul fiscal al României.